O zi cu evenimente frumoase, alături de cei dragi vor avea vărsătorii. Iar peștii? Peștii sunt în mare formă și vor avea satisfacții familiale pe măsură. Andreea Joița este pregătită cu horoscopul. Bună dimineața și bine v-am găsit, nativii din Zodia Berbec sunt puși pe șoti. Astăzi vor face haz de fiecare situație mai neplăcută, ivită. Taurii vor avea o zi cu multe surprize, familia va avea grijă să le facă toate poftele. Gemenii vor fi puși în situația de a face alegeri delicate în plan familial și ar face bine să nu se lase influențați. Racilor le va fi pusă la grea încercare răbdarea, evenimentele de astăzi îi vor face irascibil și fără chef de vorbă. Leii vor fi cam tensionați din cauza programului încărcat și vor evita să se implice în dispute pentru a nu inflama și mai mult situația. Fecioarele au vorba dulce și vor reuși să calmeze spiritele în jurul lor când va fi cazul. Balanțele sunt pline de inspirație și vor avea idei uimitoare în proiectele personale. Scorpionii vor pleca într-o scurtă călătorie alături de cei dragi, buna dispoziție va fi cuvântul zilei. Săgetătorii și nehotărârea merg mână în mână pentru a-și simplifica ziua. Ar trebui să fie ferm și să ia hotărârile în familie cât au oasul în mânecă. Capricornii ar trebui să se gândească la o vacanță, oboseala acumulată ar trebui înlocuită cu odihnă și relaxare. Vărsătorii vor avea o zi cu evenimente frumoase alături de cei dragi, să se aștepte și la vești bune de serviciu. Peștii sunt și ei în mare formă și vor avea satisfacții familiale pe măsură. Acestea au fost predicțiile astrale, să aveți o sâmbătă frumoasă!